Jurnalul Omul de Afaceri Cristian Țânțăreanu culege roadele unei investiții de sute de mii de euro la mare. Are 3 apartamente în Mamaia Nord și e fericit că poate merge pe litoral ori de câte ori vrea, fără să aibă stresul cazării. În acest an, milionarul a finalizat și salonul de evenimente din Corbeanca, o investiție de peste 20 de milioane de euro. Milionarul Cristian Țânțăreanu a avut reușite mari de-a lungul timpului în domeniul construcțiilor și că tot a venit vara, omul de afaceri se bucură acum de roadele unei alte investiții, de această dată la malul mării. Are 3 apartamente în valoare de 390.000 de euro în Mamaia Nord, iar acolo se strânge împreună cu toată familia. 3 apartamente mici de 60 de metri, foarte frumoase, în care ne ducem noi. Nu e de închiriat, nu e de nimic. Nu am înțeles că nu vreți să le închiriați. Nu sunt apartamentele băieților. Le-a cumpărat societatea și asta e treaba. Sunt foarte mulțumit de ele. Mă duc o dată pe săptămână, că plec în pat din Corbean, ca să rămas tot Bucureștiul. Și în 2 ore jumate sunt în mare. E bine așadar că le aveți și nu trebuie să mergeți la hotel. Păi sigur că da, și eu deja nu mai încap în ele. Când se duc nepoții cu prietenii, cu nu știu ce, văd că timpul săptămânii. De curând, Cristian Țânțăreanu a finalizat un alt proiect de anvergură. Salonul de evenimente din Corbeanca este o investiție uluitoare. El e funcțional și eu zic că e cea mai frumoasă investiție în domeniul din țară, cea mai reușită. Cât valorează? Da. Da, e vorba de 25 de milioane de euro, dar nu sunt eu. Noi suntem 7 acționari. Deși e proaspăt deschis, salonul va găzdui multe evenimente în această vară. A